Sinaxar, în luna octombrie, în ziua a 19 -a, facem pomenirea Sfântului Proroc Ioil. Numele acestuia se tâlcuiește Dragostea Domnului sau Începătură sau Pârgă a lui Dumnezeu. El era din seminția lui Ruben, din satul Bethomoron și prorocind despre foamea și încetarea jerfelor legii și despre patima dreptului proroc prin care s-a înnoit spre mântuire tot pământul, a murit și s-a îngropat în pământul lui. Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Uar și a celor ce erau cu el împreună. Acesta a fost în zilele împăratului Maximian oștindu-se în Egipt, de neamă mare și luminat și drept măritor. Deci fiind la închisoare, oarecare șapte sfinți, multă vreme le-a purtat de grijă Sfântul Uar în toate zilele. Și săvârșindu-se unul dintre acei șapte, a trecut Sfântul în locul aceluia. Și mergând la guvernator cu ceilalți din preună, a fost bătut cu toiege. Și i-au strujit coastele mult, și între aceste chinuri, cinci ceasuri aflându-se cu răbdare, pe lemn fiind pironit, și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Tot în această zi, șase cuvioși mucenici din pustie, care din preună cu Sfântul Uar s-au nevoit și care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, Sfântul Sfințitul Mucenic Sadot și cei din preună cu dânsul, 120 de mucenici care s-au săvârșit în Persida. Împărățind Savorie în țara Persilor, Sfântul, Părintele nostru acesta, fiind acolo episcop, la o eparhie a împărăției lui și învățând pe poporul lui Dumnezeu câte trebuie spre folosința sufletească, botezând și pe unii din perși fără de sfială, a fost părât la împăratul. Și fiind adus înaintea lui și nesupunându-se a se închina soarelui și lunii, apei și focului, întâi l-au bătut cu toiege. Apoi i-au scos o fâșie din frunte până la unghiile picioarelor, de un deget de lată și iarăși l-au bătut cu vine de bou și l-au tăvălit peste spin și peste scai, de aceea ghimpoși și l-au strâns într-un teasc cu vârtej. Deci, răbdând acestea toate vitejește, spre mai multă mânie a ațățat pe împăratul și, băgându-l în temniță, iarăși l-a scos la întrebare. Și aflându-se sănătos peste tot trupul, l-a spânzurat cu capul în jos, și l-a pătruns peste tot trupul cu țepi de fier arse. Și Sfântul, socotind acestea într un nimica, a auzit pe împăratul înfricoșându mai vârtos și zicându-i că îi va resipi membrele trupului. Iar Sfântul i-a răspuns zicând, Eu cred lui Dumnezeu că creștinii vor împărți moaștele mele și cine va chema pe Dumnezeu prin numele meu va afla mântuire și îndată i-au tăiat limba, iar Sfântul întinzându-și mâinile și ochii la cer și rugându-se într-o sine, a auzit glas din cer zicându-i, tu ți sa cererea și iată vei grăi. Și crescându-i altă limbă mărea pe Dumnezeu. Aceasta văzând popoarele s-au spământat și au crezut în Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. O mie și șaptezeci de bărbați și alte două sute. Deci, văzând împăratul că vin mulți prin mijlocirea lui către Hristos, Dumnezeul nostru, a poruncit să-i taie capul. De vreme ce și alții, mulți, au strigat zicând, Împărate și noi suntem creștini. Și a dat și asupra lor judecata cea mai de pe urmă și luându-i slujitorii, i-au adus la locul junghierii. Deci, făcând sfântul rugăciune și însemnându-i cu semnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci, fiind 120, întâi a fost tăiat capul sfântului mucinic Sadot, apoi ale celorlalți, și toți și-au luat cu muciniciei. Tot în această zi, sfântul Leontie, filozoful care în pace s-a săvârșit. Tot în această zi, Sfinții, Felix Preotul și Eusebie Diaconul, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, Cuviosul, Părintele nostru, Ioan, Făcătorul de Minuni, care la muntele Rila s-a nevoit și a zidit mănăstirea de acolo și care, în pace, s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.